Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Prima pe anul 2015, drept pentru care și, cum e și normal, vă spun la mulți ani să aveți parte de un an cât mai bun, plin de împliniri și multă sănătate, pentru că de restul ne vom ocupa noi. Sper vom reuși să le punem la punct. Dacă vom fi sănătoși, toate vor fi cât se poate de bune. Suntem în plin sezon de iarnă, de regulă mai toate competițiile sunt înghețate și e bine că e înghețată și gheața pe patinoar, astfel încât a venit rândul hocheiului, pentru că așa e bine să vorbim de sporturile de iarnă și cum cei care sunt acolo în prima linie în această luptă, în ceea ce înseamnă hochei, ce mai avem din hocheiul sucevean. Consider că sunt buni prieteni de-ai mei, au acceptat cu drag invitația de a fi alături de mine la această primă ediție din 2015, drept pentru care mulțumesc domnului Vasiliu pentru că a venit alături de noi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine m-am găsit și la mulți ani! Și nu în cele din urmă domnului Curelaru, care el este practic, aș spune eu, cheia și lăcata în ultimii ani pentru hockey. Altfel, probabil că n-am mai fi avut posibilitatea să discutăm de hockey aici la Suceava. Zic probabil pentru că dacă nu ai oameni cu o pregătire amplă în spate, e destul de greu să construiești ceva. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bun, așa am început, mai avem hockey. Cât mai e, puțin tel, avem câțiva copilași și știu că reușim să mai descoperim valori și să le trimitem chiar la echipe consacrate din România. Cam asta am reușit întotdeauna, dar bine că încă mai descoperim copii. Avem noroc de cei care au făcut performanță în hockey în urmă cu ani de zile. Se numesc old boys și reușesc să ridice nivelul celor mici. Și bineînțeles că în fiecare an spunem că ne-am dorit mai mult. Haideți să începem prin a spune că deja s-a desfășurat un prim turneu ce ține pentru acest sezon 2014-2015, pentru această iarnă. Turneul s-a desfășurat la Galați, nu? În perioada 20-24 noiembrie. Am participat la primul tur al campionatului național de Under 12. Suntem o grupă formată din 5 echipe din Vulturul Buzău, Viitorul București, Liceul numărul 3 Chișinău și Dunărea Galați și noi, bineînțeles. Suntem 5 echipe care în această zonă a Galațului unde participăm noi, primele două echipe vor participa la un turneu final, având loc, cred că la Gheorghen sau la Miercurea Ciuc. Asta vreau eu să zic cumva. La Cârța mai este încă o grupă, tot de Under 12, și tot primele două de acolo ne vom întâlni într-un turneu final. Bun, asta cumva ca să ne acordăm și noi o șansă, pentru că e destul de greu din ceea ce știu din edițiile de anii trecuți, pentru că din nefericire, având în vedere că și sezonul nu ține foarte mult, nu știu dacă reușim să ne întâlnim de mai mult de două ori pe an aici la Bucovina Sport Action. E o problemă din punctul ăsta de vedere, pentru că suntem total dezavantajați restul țării de zona Gheorghenului. Într-adevăr, zona gheorghenilor, în ceea ce privește Harghita, Covasna, Brașov, acolo, dacă le număr bine, sunt cam 5 patinoare acoperite, care își încep activitatea la jumătatea lunii iunie și se termină la sfârșitul lunii aprilie, mai, depinde încă de competițiile care sunt și... Deci e o diferență majoră între noi și... Noi avem 2 luni jumate, 3 luni de gheață, unde este timpul. Și, dar totuși facem față, descoperind talente. Am avut băieți care au ajuns la Steaua, chiar l-avem pe Stadler, care joacă la echipa clubului Steaua. Anul ăsta este împrumutat la sportul studențesc, deoarece el este anul întâi la drept, deci se poate face și hockey de performanță și școală. Dar cine asta a spus că nu? Dar ei, sunt unii părinți că... Se gândesc la faptul că nu pot copiii să-și împartă timpul cu școală, cu calculator mai nou și
Nu, cred că atitudinea mea e una binecunoscută. Nu sunt împotriva calculatorului, cum cred că ar trebui cu toții să fim. Dar orice consumat în doze ponderate va fi foarte în regulă. Sigur, și calculatorul sigur, este sigur, extraordinar de util, bun, sigur. Funcționează, folosește, dar... eu cred că mult mai ușor și mult mai bine disciplinează un copil. Un copil va fi disciplinat de sport. Disciplina de și plus sănătatea? Aia nu mai punem în balanță. Mai ales sportul nostru prin niște condiții mai vitice, adică vorbim de reci, ei să călesc, chiar am avut copii. Eu nu știu, fie vorba între noi, nu știu câți copii care merg la hockey mai și răcesc, adică... Nu prea, nu. E o chestiune care ar trebui să de gândim multora. Nu știu, Stadler e împrumutat un an de zile. Ce se întâmplă? Echipa Steaua a stat toată vara și acum tot la Cârța. E patinoarul de București. Se pregătește să fie dărâmat, se va construi altul în locul lui și în situația asta echipa Steaua București a fost nevoită să stea acolo în pregătire. Chiar și jocurile care trebuia să le dispute acasă le-a disputat la Cârța. Ei acolo în Cârța sunt văzut ca echipa comunei Cârța, că e o comună Cârța și au un patinoar deosebit. Eu sper să mai... Dar eu totuși mă stau și mă gândesc așa că trebuie încet, încet să ajungem și noi ca să formăm o echipă de seniori. Este posibil? Posibil ar fi, dar trebuie bani. Pentru că copiii care, de exemplu, joacă acum, sunt unii dintre ei de 19-20 de ani, au ajuns nemai având unde să joace, vin și joacă seara cu Wolfsburg împreună. Deci unde poți juca? Acești copii. Avem vreo 10 jucători buni care am avut ani care au jucat la Steaua, la nivel de juniori vorbesc, la Galați. Îi avem acum la 18 ani, 19 ani, dar ce să facem? Ar fi mai bun, ar fi pansament, fie vorba între noi. Da, dar cum în campionatul nostru se permite aducerea 6 stranieri, 5 jucători plus un portar, s-ar putea face echipă, dar iar este dezavantajul patinoarului, pentru că campionatul diviziei naționale A nu se mai poate disputa pe patinoare descoperite. Aici este marea problemă. Lumea ar vrea să vină la meci. Bun, știu că aici este tradiție. Aici e un deziderat comun. Intrăm așa oarecum într-o parte de administrație. Da, oricum a fost pe platforma programa mai multor candidați pentru primăria Suceve, domne, vom acoperi patinoar. Deci întotdeauna când ajungem în sezon se discută puternic de acest lucru și eu cred că un lucru este cât se poate de clar. Anul ăsta încă n-am ajuns pe patinoarul arenei sau cum nu am ajuns, dar nici măcar nu înclin să-mi imaginez. Am văzut fotografii pe Facebook. E plin. Deci când este program, sâmbătă, duminică, plin. Îmi închipui că mulți dintre cei care vin acum, dacă ar fi acoperit patinoarul, l-ar folosi ca și hobby pentru perioade mai lungi din an. Păi, dar cine n-ar vrea să patineze în septembrie, octombrie? În aprilie. În aprilie, mai. Bun, dacă ar exista acest mecanism, cu certitudine am putea discuta și de formarea unei, echipe, cu atât mai mult cu cât background avem și aveam arie de selecție. Mie îmi pare foarte rău. Ziceam, asta e o primă problemă vis-a-vis de acoperirea personalului. Doi, pățim exact ca și în alte sporturi, dacă în alte județe nu sunt echipe, e într-adevăr destul de dificil să discutăm de hockey. Mă bucur să aud că zona Galați, deja există Buzău, chiar Chișinău, care e foarte aproape, Ploieștiu, adică nu sunt niște distanțe extraordinar de mari. Nu zic că sunt ușor de acoperit, cum ar fi la fotbal. Că aici la fotbal, sau cum spuneați dumneavoastră înainte de a începe emisiunea, cei din zona Harghita, Covasna, Brașov, păi s-au pus în mașină în jumătate de oră, o oră, ajung la următoarea locație unde au meci, au jucat, s-au întors, au și jocuri în picioare, e normal, e altceva. Ei, pe vremuri când eram și eu junior, exista secție de hockey la Vatra Dornic, Câmpul Lung,
și exista un campionat județean unde cine ieșea pe primul loc pleca la faza națională, la campionatul național la București. Eu știu că s-a purtat o discuție între Dumnezeu să-l ierte pe domnul Florian, care a fost președintele federației, a avut o discuție la nivel cu domnul primar, vorbesc, și totuși există un proiect, au mai fost aprobate încă 10 patinoare pentru a fi acoperite încă pe vremea domnului Belu Octavian, când era ministru, să vedem în ce faze, cum să pot atrage fonduri, pentru totuși un patinoar acoperit necesită niște cheltuieli. Și... Dar încă nu v-a scos melodiile de sezon, domnule? Nu, domnule, e al meu. Aia al dumneavoastră? L-am închis o dată. Păi mai închideți-l o dată. Eu vreau să vă spun că... Nu, dar o să ne bruieze. Un patinoar acoperit ar fi bun și pentru un pentru celelalte secții. Avem volei divizia, el poate fi folosit ca o sală polivalentă. Deci voliu poate să-ți desfășoare activitatea, handbalul. Bun, acum, având în vedere că de ceva ani avem un echipament profesional sau cum se cheamă instalația, o instalație profesională. Ești de sigur că da. Eu din ce am înțeles, acum e mult mai ușor să dezgheți, să înghezi patinoarul față de cum era sigur că da. În urmă cu câțiva ani de zile. Normal. Nu se compară. Păi mai era instalație din 77. Și am fost până acum, cu oameni, au nici fost, nu mai sunt, cred că alea nu mai există nicăieri. Cred, au fost în discuții la un moment dat, mai... o bombă... O bombă în centrul orașului, corect. Scoateți bateria, dacă nu. Patinoare, era pe primele patinoare care au fost pe... Amoniac. Într-adevăr, era o bombă, erați 6 tone de amoniac acolo și compresoarele alea mari, cheltuiau o groază de energie electrică. Și totuși atunci patinoarul funcționa și în martie. Erau alți ani, erau alte costuri, altfel se discuta atunci, pentru că dacă era directivă de la partid, se rezolva problema. Adică era mai lungă. În momentul în care, nu știu ce să spun, oricum era, iarna era mai iarnă decât cea acum. Acum iarna e ciudată din toate punctele de vedere, adică avem puseuri și diferențe de temperaturi, păi dacă socotim numai ultimele 3 săptămâni, dacă le punem, am avut plus 18 sau plus avut. Nu la noi, dar Nu, la noi temperatura din bord a fost oricum mult peste 10 grade Celsius și am avut minus 20, da? 2 zile, da. Păi nu vă supărați, un stres termic de 30 ceva de grade la un interval de nici 3 săptămâni. Bun, discutam, am avut la un moment dat, patinoara în ce an a fost construit? În 76, da? Patinoara a fost construit în 76 și la puțin timp după s-a înființat echipa, am avut la nivel divizial. Da. Păi s-a lucrat bine la nivel de copii și juniori, atunci au fost vreo 4-5 antrenori care l-au lucrat, a mai venit domnul Tomovici, care în memoria lui o să organizăm acum o competiție aici, avem turneu de Under 12 la sfârșitul lunii și avem ca invitați 5 foști hocheiști din zonă Rădăuțeni care au participat la Olimpiada de la Lake Placid. Va veni și secretarul Federației Hălăucă Alexandru, fostul mare hocheist tot al României. Și vedem, poate iar se va purta vreo discuție la nivel de plan local să se găsească o modalitate cu atragerea acestor fonduri. Că eu mă uit la București, acolo că dacă durează vreo 3-4 ani construcția patinoarului, ei marele noroc că au, când aproape toate mulurile din București au patinoar. Că i-am întrebat pe ăștia când au venit la Galați, că i-am văzut imediat că patinau, ziceam că sunt la fel ca noi la nivelul nostru de pregătire, adică fără gheață în picioare. Dar eu zic că la noi la București sunt în toate mulurile. Mergem dimineața de la 6 sau de la 7 când și-au făcut abonamente ca patronii care administrează acele patinoare să fie sigur de niște bani și au făcut treaba, dar nu merge asta mult timp, așa au pățit și Galațul când a acoperit patinoarul, a trebuit 3-4 ani până și-au revenit, până să pornești de la zero, e foarte greu să pornești cu hocheiul, că nu e ca la fotbal, întâi trebuie să înveți să patinezi și după aia te apuci de joc.
de jocul propriu zis. Nu, ceea ce spuneți dumneavoastră e foarte corect, domnul Vasile. Cred că de asta nu vor să acopere. Noi să nu pierdem echipa. Dacă 3-4 ani ne-au desfințat cu totul. Să mai dureze că 3-4 ani și fără patinoar. Da. Bun, problema Gheții e clar una esențială, existențială pentru hockey. N-are sens să povestim foarte mult. Acum, nici nu o să tacem. Domne, gata, nu e. Există această posibilitate, pentru că avem tradiție, avem foarte mulți oameni care sunt apropiați de acest sport, avem foarte mulți tineri care cred că ar veni oricând să joace pentru însemnele Sucevei. Și mai ales unii dintre ei nu îndrăznesc să vorbesc în numele lor, să spun că ar face-o fără bani. Dar cred că ar face-o de maniera măcar să nu scoată bani din buzunar. Da, da. Pentru că eu știu în anumite sporturi care vin cu bani în buzunar de acasă. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am găsit sprijin în cadrul clubului, primăria ne-a susținut, Consiliul Județean, deci am găsit înțelegeri în privința asta. Că stau să mă gândesc, nu știu cum au fi rezistat la club, da, secțiile de jocuri. Că la jocuri e o cheltuială mai mare, nu te deplasezi cu 2-3 sportivi. La noi automat e să ai pe bancă 18 jucători, că dacă nu i-ai... ai pierdut meciul. Plus echipamentul care, plus echipamentul foarte, care foarte e mai scump. Bine, el e scump, dar nu îl cumpărăm în fiecare an. La nivel de copii este o problemă cu echipamentul, deoarece ei cresc și tot timpul trebuie să-l cumpărăm patine. Că... Bun, și patinele, fie vorba între noi, și patinele, și crosele, și crosele... alte părți în echipament, sunt consumabile. Da, da, și pucurile, da, care la noi foarte ușor și... le pierdem. Foarte ușor pe din zăpadă, că este zăpadă. Nu am avut probleme din astea, au fost situații. Da, dar primăvară le găsiți pe toate. Îngropate. Au fost situații când părinții chiar au solicitat, bă, de ce nu mai mergem să jucăm? Pentru că ne rezumăm la bugetul care îl avem. Și au venit ei cu propunerea și au scos de buzunărel cât au vrut ei și ne-am deplasat la... Dar asta ca să prindă meciuri în picioare. Da, 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 da. Nu, văd că și părinților le place, copiilor tot la fel, avem un grup foarte bun de copii, avem chiar și o domnișoară, diaconul Ana, e foarte ambițioasă, chiar mai ambițioasă mai mult decât mai mulți băieți. În schimb, avem trei copii de la Rădăuț, care totuși este un efort pentru ei, fac navetă seară de seară, vin la antrenamente, le place. Unul dintre ei a vrut să leagă lațul anul ăsta, dar... Tot era vorba de bani acolo, până nu știu la ce nivel trebuie să plătești, caza rămasă, erau adunat cam din toată țara și anul ăsta, dar am înțeles că de la anul se va face un centru olimpic, gen centru olimpic la Galați, se va aduce un antrenor finlandez, se va strânge copii, nu cred eu că o să vină aia de la Ciuc, de la Gheorgheni, la Galați, dar nu, celelalte, în celelalte centre și cheltuielile va suporta primăria din Galați, unde domnul Stan, că a fost sportiv, a ajutat foarte mult hockey-ul, numai că luna asta văd că nu, luna asta topește patinoarul de la Galați, că se discută Cupa Federației la tenis și a trebuit să topească gheața ca să pună suprafața de joc pentru tenis, dar în schimb a făcut patinoarul boboc. Zugrăvit, aranjat, este de nota 10. Și atunci cheltuiala va suporta primăria din Galați și Federația Română de Hockey, de unde vom primi un sprijin chiar de la Federația Internațională. Este vorba chiar luna viitoare să vină ceva echipamente pentru copilași de ăștia mici și Federația ne va dota și pe noi. Adică toate centrele din țară unde sunt copii de 10-12 ani. Eu nu vreau să transform emisiunea Bucovina Sport Action într-o emisiune pentru bocitoare. Dom'le, n-avem. Dar eu spun următorul lucru. Și cum să spun, hai că poate la atletism nu văd copii, dom'le, să-i văd că aleargă de dimineață până seara pe stadion. Da? Deși e liber în anumite perioade ale anului, se aleargă foarte frumos pe stadion. Nu văd nici la multe alte sporturi, cel puțin la patinoarul Suceava, e o particularitate aparte. Îi vezi îngrămădindu-se acolo. Îi vezi îngrămădindu-se, adică sunt zile ale săptămânii când e foarte greu să mai intri pe gheață. Mai ales că perioada vacanței a fost clientă. O, da! Da, da, aveți dreptate aici. Ceea ce înseamnă că există în zona noastră, încă există, adică, cum să vă spun, poate că pleacă și de la noi, de la părinți, da?
Doamne, ce fac? Îi cumpăr o pereche de patine, că asta e de Crăciun. O pereche de patine, frumoase. Copilul ajunge odată pe gheață și culmea, îi place, oare de ce? Mai mult decât atât, după aia vrea și mai vrea și mai vrea și mai vrea. Păi, nu e normal să încercăm să le dezvoltăm spiritual? Adică, eu i-am întrebat, că am lucrat cu mulți copii la începători. Sunt convins de lucrul ăsta, am văzut, al nostru acolo e creșă, nu alta. Și ce se întâmplă? Ei, până se intre pe gheață, au impresia că e ceva foarte greu. Se gândesc la lucrul ăsta, dar după ce fac primii pași și vede că nu e chiar așa de greu, bine, sunt ăștia care au o îndemânare mai mare, după aia vrea să vină și mâine ca să învețe mai repede. Dar știți cum e? Și la noi e tot cam de maniera asta, numai că prima oară spicură câteva știri și după aia vin și celelalte știri. Publicitate. Acum vin titlurile și publicitatea. Da, pentru partea a doua emisiune suntem deja pregătiți cu maestrul de ceremonie Alex Slăbutoane. Mulțumesc. Eram la discuția noastră vis-a-vis de ce s-ar putea să se facă, dar haideți să discutăm și pe ce s-a făcut, pe ce copii ne-am bazat la acest turneu din... Păi avem vreo 17 copii. Am spus mai devreme și o fată. Da, diaconul Ana Maria. I-am zis numele. Mai avem aici neamțul Albert. Diaconul Ana Maria aia ce joacă? Petrovici extremă. Atac. Petrovici Eri, care e din Rădăuț. Năstasi Ștefan, care tot e Rădăuț. Petrovici Oliver, că bineînțeles că e fratele, la cel mai, fratele mai mic, tot e Rădăuț. Năstasi Ștefan. Năstase, de atâta, Ștefan din Suceava. Dohotaru Alexandru. Dura Antonio, Lohănel Alexandru, ai, Dura Bogdan. Pe cei care au participat efectiv, pentru că acolo ce aveți, tabelul nominal cu sportivii. Cam cu toți, dar noi... Tot ce e under... Da, Cimbru Cosmin, Popa Ionuț, Cușnir Teodor, Sfetcu Denis, un portar în sper să talentat și ambițios, știu, are 10 ani, și Rața Rareș. Cam aceștia au fost, sper să... Culme, știu pe mulți dintre ei. Pe părinți. Și mare oraș. De la părinți și pe copii, adică... Și mare oraș, Și pe Denis și pe diaconul îi cunosc, deci sunt și colegi de clasă și... Rață. Cum? Pe Rață. Nu. Rață mi se pare că e cu un an mai mare. Decât, nu e în clasă cu ei, asta nu înseamnă, nu știu. Nu, dar el e la Plopeni sau unde e la școală ăsta, Rață, mă? Nu, mă, e aici, la... Și aici face la beta? General 1, da. Da, ideea e că... Bine, și copiii ăștia au văzut calități motrice deosebite de la bun început, iar cel puțin în cazul lui Denis, o pasiune pentru hockey, cum n-am mai văzut la mulți alții. Da. Dar el face și ceva cu cu tatăl lui, ceva karate care îl ajută, are o mobilitate fantastică. Chiar ca și portar, la hockey trebuie. La un moment dat, mai cocheta și pe chestia asta de carturi și... Da, și asta. Să vă mai spun ceva, se descurcă foarte bine la școală. Este, da, majoritatea, nu știu dacă avem vreo... Mama se ocupă în ceea ce privește școala, e șef acolo. I-am pus o întrebare, zic, băi, mămica, cam cu școala te omoară. Da, domnule antrenor, da. De socotit am calculator, la geografie, dacă am nevoie, am GPS. Istorie, de ce mai învăț istorie, că i-au murit toți? Ori a putut el să glumească, dar nu. Dar a ieșit până la urmă. M-a sunat acum că pentru antrenament și îi place mult, domnule. Îi place mult dacă el are curaj la vârsta lui să apri la seniori și dacă nu îl bagi în poartă, plânge. Vă spun cinstit, are șanse să ajungă departe, la fel ca și Ana Maria, ea are voie să joace, de exemplu, dacă ar fi avut 14 ani, avea voie să joace la băieți la 12 ani. Ce se întâmplă la noi în țară? Sunt doar două echipe feminine, din care se face și lotul național care participă la mondiale și atunci federația hotărâ, mă, luați și fete la echipe, că le dăm voie doar, să joace, doar să ajutăm, să mai joace, să ajutăm. Nu a ținut hockey-ul feminin la noi, nu știu, federația internațională a vrut să ne ajute, ne-a trimis echipamente, dar nu... Da, acum, punând discuția, cu puțin timp înainte de încheierea anului 2014, am avut pe cel la Bucovina
Vicov, Vicov Bucovina, echipa de handbal. Deci sunt orașe în România care nu au echipă de handbal. Vicov Bucovina au echipă în probabil în memoria lui Mironiuc. Am înțeles că Mironiuc era din Vicov, dacă nu mă... Da, da, știți care e paradoxul? Ceea ce au făcut cei de la Vicov e un lucru extraordinar. Da? Au sponsori, probabil, fabrica de încălțăminte? Din ce am înțeles eu, încă nu. E mai mult entuziasm acolo. Dar sunt orașe mari în România care nu au echipă de handbal, înspre rușinea lor. Da. Și uite, o comună, până la urmă, se prezintă cu o echipă... Păi, lucrul ăsta... Eu nu înțeleg... Comuna de lângă Buzău sau de unde care avea echipa tot de divizii. La ce? La... Călnău, sau cum îi zicea? Călnău. Da, nu tot era o comună? Da. Săvinești, nu era tot. Piața Neamț. Săvinești. Dar poșta Călnău, mă, dar era o comună. Nu tăceam noi mereu când mergeam spre București? Da, și avea echipa aia de handbal divizia. Da, dar vedeți dumneavoastră, e înspre rușinea unor orașe mult mai mari care nu sunt pe hartă. Practic, revin la un leitmotiv al acestei emisiuni, sportul trebuie sprijinit, trebuie susținut, pentru că dacă nu, treaba nu-i bună deloc. În toate părțile societății. Dar dacă este să discutăm strict din punctul ăsta de vedere al hocheiului, repet, comparativ cu mulți alții, aveți și un mare dezavantaj momentan. Noi aici la Suceava ne putem plânge pe bună dreptate că nu avem patinoar acoperit și că nu putem să ne pregătim egal cu cei din zona Harkov, da, plus Brașov, și ca atare sunt mai buni decât noi. Dar știți care e chestia bună? Că noi existăm, adică suntem acolo. Da, da, ne da, ducem, da. Adică mi-a spus, domnule, încă nu-i hotărât, nu-i stabilit tot, că bă, nu mai sunt detalii de pus la punct. Da, merge Suceava acolo, joacă, adică suntem pe hartă. Eu aștept la un moment dat să, de ce nu să apară ambiția aia, că Rădăuțeni au ambiție abitir, să-și facă echipa lor. Ăsta și la Rădăuți sunt mulți foști jucători, printre unul Chișciuc Nicolae, care este foarte pasionat de acest sport. Chiar ei au făcut și ieri la Rădăuți un meci între ei, acolo se întâlnesc, dar vedeți, este gheață naturală. Eu sunt rădăuțean și știu că prin 64-65 iernile erau din noiembrie până în aprilie. Da, dar nu era minus 5 grade. Cât a nins acum, a nins un pic, a dat frigul, ai prins gheața. Peste două săptămâni, ceea ce spuneați dumneavoastră, din aur, vine 18 grade. S-a topit gheața iar. Iar face o pauză. Aici e toată... Patinoar natural am văzut la Gura Morului. E deja tradițional de câțiva ani de zile, dar tot așa, tot natural. Tot cineva pasionat care s-a ocupat de treaba asta. Da, patinoar natural. Nu ne-a grijat noi, e la Câmpul Lung. La Câmpul Lung, la o școală. Da. Tot foști hocheiști care într-un an au venit aici să face cu Old Boys. Nu știu, aveau de la așa până la 50 ceva de ani, nu ții minte. Da, mă, acum vine un băiat de la care face facultate aici. A jucat la Câmpul Lung. Bă, de unde ai jucat? Am jucat pe terenul ăla. Și știi că se mișcă foarte bine. Mea atunci când... De normal, deci, da, deci la cât are el? Vreo 20 ceva de ani, 21-22 de ani. Vin cu ăștia mai mari ai mei, care ia mai 19-20 de ani, face față, să știi. Păi sunt convins și sunt convins de asemenea că dacă azi de ce nu s-a lucrat pe patinoar? Zăpadă, nu? Zăpadă, da, că nu lucrează azi primăria. Lunea sunt liberi, singura lor zi. Da. Și zăpada foarte mare, noi nu avem utilajele alea de scos zăpada și o facem pas. Asta am înțeles. Deci, a și început afară iar să ningă. Și asta e problema cu ninsoarea. Cum arată? Mai avem mai multe probleme. Când dăm drumul pe întâi, atunci, nu știu cum, atunci încep tezele la copii, mulți îi lipsesc. Am teză pe 6, pe 7, atunci e sfârșitul, aproape sfârșitul semestrului. Deci parcă e făcut. După, bine, când ne adunăm în sfârșit pe 15, 16, vin sărbătorile. Deja decembrie, spune, ai avut o lună. Care e aia lună, decembrie? Teze și... Da, păi uite, spre exemplu, ce arată aici pe prognoză, văd... în noaptea de mâine, că i-a anunțat puseul ăsta de frig, minus 15 grade, iar duminică dă 7 grade. Pe plus. Cu da. Plus. Bun, din câte știu, instalația de la patinoar, la 7 grade, la patinoar din Suceava, nu e nicio problemă. Nu facem probleme. E mai delicat în alte părți.
Pe patinoară începe de 1 martie, se mărește ziua, soarele începe să aibă putere. Dacă ar fi acoperit cu și coprelată ceva, adică să nu bată soarele pe gheață. Aia e singura problemă. Aia e dușmanul. Problem. Soarele, vântul... Ceața. Ceața, dușmanul gheții. Da, deci copiii ăștia pe care mi-ați enumerat, plus ceilalți care completează practic lista pentru a fi reglementat din toate... Toți, da. Din toate punctele de vedere. Ăștia avem legitimați. Cu ei o să... Ați fost acum la primul turneu, la Galați, da. Rezultatele obținute. Am luat locul întâi pentru patinoarele care descoperite. Da. Sau care nu există. Am avut două victorii. În fața, două victorii, bun. Două victorii din bun. 4 meciuri. Foarte bun. Și am luat... Deci pe cine, cine am reușit să batem? Pe Buzău, care n-aveau cei patinoar, și Bucureștiul, care se antrenea și pe la Mol. Iar Dinamo Chișinău, sau cum... Liceul numărul 3, în sfârșit Chișinău. Da, deci echipa din Buzău, cum se cheamă? Vulturul din Buzău, da? Din deci pe ăștia i-am bătut cu cât? Cu 15-1. Da, 15-1. Pe București ne-am bătut 4-2. Cu 4-2. Iar de singurii care ne-au scos puțin ochii din cap au fost din ăștia, din Chișinău. Chișinău, eu tot spun Dinamo, Chișinău mi-a rămas. Iar cu Galați am avut un meci care... De v-a scos ochii? Vreo 12. 12. Nu, au antrenor. Dar hai să dăm și vina pe ceva. Noi am ajuns la ora 6 în Galați. Primul meci cu cine nu l-am avut. La 18:30. Deci la 18 am ajuns, la 18 am avut meci cu Galați. Așa. Noi încă nu ne-am adunat de pe drum. Am intrat pe gheață. Îmi pare rău că am bătaie de la Galați, sincer. Cu Dinamo chiar n-am avut ce face, cu Chișinău nu. Na, asta a fost. Dar cu Galați puteam să jucăm mai bine. Eu sper... Bun, să... mai știți cum? Haideți să vă dau și eu pe aia dreaptă. Adică... asta e ușor deficiență de organizare, ca să nu spun altceva, dar când n-ai bani în buzunar cât încă o zi de cazare, poți să spui lucrul ăsta. Nu ne prea ajuta în situația asta. Să cobori din mașină și să intri imediat pe gheață. În momentul când ai 2-3 săptămâni de gheață, te duci cu o zi mai devreme, că ce se întâmplă cu un patinoar acoperit și te acomodezi, pentru că vii din aer liber și intri direct în sală, te sufoci. O dată, doi, din ce știu eu, că aici mi-au povestit mai multe lucruri băieții la handbal. Dom'le, în momentul în care intri în sală, îți stabilești niște anumite repere, sigur, încât să avem, pardon, discuți de cu totul și cu totul. Mantinela respinge altfel, alunecarea este alta gheții. Eu pe asta nu le mai știam. E cum? Sunt atâtea chichiții care trebuie să ții cont de ele. Trebuie să știi cum îți respinge mantinela, că la un moment dat poți să depășești un adversar, că faci pasă cu mantinela, dar de mantinelul și l-ai depășit. Trebuie să știi cât de tare să mantinela dai. Mantinela sigur nu e egoistă. Sigur că da. Depinde cum o mângâi. Și imparțială. Asta cu varianta că am ajuns târziu, nici părinții nu sunt de acord să plecăm cu 2-3 zile înainte din cauza școlii. Dar nu poți să plecăm cu 2-3 zile, cu o zi. Am plecat vineri, cumva au lipsit vineri la școală, am plecat cât dimineața am putut și noi. Cu copiii pe drum. Da, 12-13 ani, unul bea apă, unul bea suc, unul am nevoie și tot așa. Să ajunge greu, mai facem până la clasă câte 7-8 ori, na, facem parcă mergem la... Asta e, n-avem cum. Și... Când merg 4 adulți nu ajungi chiar cum vrei, dacă într-o mașină. Da. Cel mai sigur nu că mergi singur, știi? Dacă și eu în grupul ăla... Cam asta, îți dai seama la copii. Nu poți să ajungi la timp. Noi am întins, noi normal, după planificare, am plecat pe la 10, dar n-am ajuns. Trebuia să facem. Da. Așadar, două meciuri, două victorii, pardon, 4 meciuri, două victorii, două înfrângeri. Cu Galațiu, echipa gazdă, și cu Chișinău, s-a așa de mult în fața noastră? Tot anul se antrenează ei. Au și la Tiraspol, pentru că, atenție, discut așa, când spun înaintea noastră, ați nominalizat zona asta, pe care o identificăm ușor pe harta României, e zona de est, da?
cu, hai să punem Ploiești în zona de sud, așa un pic, da, aș pune tot pe zona de est, zona asta, da? Păi de asta se și e zona Ardealului, unde au clar, acolo e fieful hocheiului românesc. Nu prea a fost fieful lor, acum a devenit. Nu, greșesc când spun fieful hocheiului românesc, deci în România aveam hochei la București și în zona Ardealului. Iar acolo, clar, știm foarte bine ce se întâmplă de fiecare dată. Acum Bucureștiul s-a translatat, s-a dus și el în partea aia să exploateze respectivele baze. Discutăm de zona de est, care e prinsă ca între Ciocan și Nicovală. A venit Chișinău și ne arată, bă, fraților, uite ce înseamnă pregătire serioasă, gheață cât e nevoie și dacă vrem să facem performanță, uite, asta e de făcut. Pentru că au venit și înțeleg că pe noi nu ne-au scos hocheiul din cap, dar cu ce au defilat? Sau... Copiii sunt selectați, automat, fiind liceu sportiv, acolo dorm, acolo mănânc, acolo fac școală. Ei la 6 dimineața au primul antrenament. Fac două, trei antrenamente. De asta ce îmi povesteați dumneavoastră când ați fost cu Iliuță Hunceac în urmă cu câțiva ani. Și ani de zile, dar tot asta e cea mai bună metodă. La fel a făcut. Asta e cea mai bună metodă. Nu poți, dacă nu ai condiții. Și a fost cel mai bun jucător al campionatului european de tineret, da? Da. De juniori atunci era la... Da. Au câștigat grupa la Sofia. Era dat golul victoriei. A ieșit campion european, după aia a participat și la două mondiale, locul 3, locul 4, locul 3 în Austria, parcă, da, la Klagenfurt și locul 4 în Franța. De, ce înseamnă să investești, și n-aș îndrăzni să spun că s-a investit foarte mult în asemenea sportiv, se investea că se investea la vremea respectivă. Vreau să vă spun un lucru, la un moment dat la Ploiești, atunci eram la Ploiești, aveam echipe de divizia. S-a desființat echipa de divizia. El a fost singurul jucător fără echipă care juca la echipa de tineret a României. Deci el în campionat nu participa. Da, n-avea cu cine. La campionatul mondial era... Mi-a părut rău atunci, nu știu. Ca titlu a fost pentru el un lucru foarte bun, dar a pierdut că a vrut să le ia bașa la... Calamar nu-l luase la lotul de junior, care avea vârsta de juniorat atunci el. Și la Miercurea Ciuc mi-a zis Calamar, bă, vezi că Iliuță rămâne aici în cantonament, că pleacă la europene. Dar vine și Bașa, fiind în tribună, zic că pe numărul 9 în ce an e născut? Zic, și în 1967. Calamar zic, bă, nu știu, s-ar putea, nu s-ar putea, bă, eu vreau să-l iau la Sapporo. Deci era o diferență, tot cu să începea Sapporo sau Sofia. Dar ca titlu pentru asta, ca sportiv, eu zic că e un lucru bun pentru el, ca deplasare. Dar după aia a văzut și el Occidentul, că era pe vremea tot pe banii statului, s-a dus, a văzut Austria, Franța. Altceva. Da, sigur. Altceva. Astea erau avantajele. Sportul reușește să-ți ofere câteva satisfacții. Sigur că da. Deci munca îți aduce și satisfacții, nu numai... Mai sunt ajutați pe la facultăți sportivi, mai ales la facultățile de sport. Un sportiv care face sport de performanță are un loc asigurat. Cum, doamne, iartă-mă, da, hai vorba dumneavoastră sau vorba Puștiului, da? Adică facultate de geografie, GPS, dar cum, doamne, adică tu faci performanță în sport și eu să nu comensurez lucrul ăsta? El s-a luat metoda asta după ce Nadia, gimnastele noastre, au ajuns campioane olimpice și trebuiau să se chinui la... IEFS la București pentru examene. Încolo, adică un campion olimpic nu are loc la... Doamne, trebuie să ai cunoștințe, că de-aia e facultate. Sigur, sigur. Dar, doamne, pică la un obiect, dacă tu ai pică la la disciplină, la not, da? Dar dacă are 10 plus curat primul din istoria gimnasticii, ce faci? Nu trece anul, nu? Nu, și în general sportivii gândesc altfel, pentru că nu, dacă ai unul fără gândire, n-ai cum să-l bagi, mai ales la sporturile de echipă. Aici trebuie să gândești, trebuie să... Așa înseamnă că el gândește și altfel la școală. De-aia și mă gândeam, poate dacă îmi permiteți să anunț și eu prin televiziunea dumneavoastră, că așteptăm copiii născuți 2008-2009... Ne-am pregătit și pentru generațiile următoare, da? Chiar și fete care sunt mai băițoase, așa, și care vor să le place. Sigur că da, sigur că da. Le așteptăm cu drag de luni până vineri, începând cu ora 19:30 la patinoar. 19:30, asta e ora de începere a antrenamentelor de hockey. Da. Da? Da. Și o să încercăm să facem și de la
ăștia din clasa 1 au 4 ore pe la se vedem despre, tot pe la prânz pe la 1 cumva. Să vedem exact care sunt acum când cu, numai cu ei. Am înțeles, deci cumva vă puneți la dispoziție, doar să întâlnesc la patinoar. Dacă vin de la școală, într-o zi, domne, hai că aducem clasa să vedem cum se mișcă pe gheață. Eu sunt cu plăcere, sunt acolo. Oricând. Dar domnul Moscaliuc, la un moment dat, a venit foarte mult des. Chiar seara asta vrea să vină și cu fiul, dar venea cu toată grupa de la not. Toți copiii care aveau patine veneau cu patinele lor, care nu închiriau de acolo. Am avut unul că la un moment dat s-a certat cu mamica pe acasă, patina foarte bine, vă spun cinstit, le-am dat și echipament, gata, a venit mama, ce face să-mi luați copilul de la not cu cealaltă, plângea că vrea la ochi. Doamne, una e una, alta e alta. Nu, asta nu văd o metodă din bună ca... Din nefericire la hockey nu puteți să-l furați decât 3 luni pe an. Din nefericire. În prima fază vin majoritatea și îndemnați de părinți. Prima idee e să vină... La spate de împinși să învețe să patineze. Da, și deci asta e. Repet, deci culmea, asta după e. Ce deci nu vine cineva la hockey, vine copilul de 7 ani, vreau să mă fac hockey, sunt convins. Nu știe ce e ala. El vine, am auzit, hai să merg la hockey, că îi vede pe hockeyiști, patinând, ăsta e de la hockey, mamă, ce bine patinează. Ia să merg și eu la hockey, se poate, pot să vin și eu să mă schelu, dar mi-a venit la 14 ani. Poate n-au prieteni, dar de la 14 ani trebuie să știi, să mănânci gheața aia. Vine, dar nu pot să fac și eu hockey, dar câți ani și eu ai? 14. Ce să-ți mai fac la 14 ani, Govile? Nu am, dar nu am ce să fac. Ba, poți să încerc, uite, chiar te rog frumos, stai aici, a? Deci el are, iartă-mă, ăla 14, 13, 12 și dacă faci, bine, stătea o zi, două, după care nu are, își dădea seama. Da, deci cam asta e ideea la copilul de 7 ani. Vin, văd despre ce este vorba, începe să le placă patinajul și rămân câțiva, dar din păcate puțin mai rămân. Mulți vin, dar rămân puțin. Da, chiar și preferă calculatorul, zic, după părerea mea. Deci iar începem cu jocurile, cu... Prefer mai mult să stai acasă. Sunt părinți care îmi spun, bă, scoate-l pe fiul meu din casă. Deci să vin eu să le iau cu mașina din fața blocului. Adul tu, că eu nu pot să-l antrenez acasă. Bă, nu mai suport în casă. Stă toată ziua și așa. Adul, fă ce vrei, sunt deschis pentru fiecare, nu-i problemă. Unii în cap, 5 copii, mai în cap 20 pe patinoarul ăla. Fă nicio problemă. Deci cam asta e ideea cu... Deci... Asta am vrut să spun, că nu vine nimeni, bă, sunt croit, vreau să fac ok. La 7 ani. Nu, și noi la și bănuiesc la orice asta... sport, care vine, toți îi duce la not. Duce la... Și eu că l-am dus pe picior, doar nu l-am dus la not, pentru ce l-am dus la not? Să învețe să noate, să ducă la mare, să nu am emoții cu el, știe să noate. Da, da. Dar n-a rămas la... Știți că asta, după e, l-am dus la asta e problema, adică eu am auzit singurele persoane care nu se înneacă, sunt ăștia care nu știu să noate, că nu se bagă în apă. Da, corect, și asta e, da, nu eu. După care tot așa am zis, hai să mă duc să învețe să patineze, l-am învățat să alerge, tot cum fiecare, cu da. Puiuțul. Și văd că la patinoar s-a prins până la urmă. Oare de ce? Oare de ce? O fi valabil cu proverbul ăla cu ce naște din pisică și oare și mănâncă? Sau cu... Ca nepot, ca finul, mă, care a luat pucul. Da. Stați că eu nu știu poate. Am avut un eveniment, am tăiat moțul, cum se spune, la finul meu, nepotul domnului profesor, și prima dată a pus mâna, se pune tava aia, prima dată mâna pe pucă. Cine era fericit? Bine că am pus numai pucul asta. Nu cred. Da, nu. La glumă. Bun. Așadar, în fiecare zi, de la 19, mai puțin azi. Inițierea e gratuită. Chiar mulți părinți mă întrebau cât mă costă, văd, domnule, nu vă costă. Eu sunt bucuros copilul să înceapă să-i placă sportul și să vină la treabă. Da, este greu. A, da, cu patinatul, banii, cu treabă, asta, nu. Cât mă costă, cât mă... Nu costă nimic. S-am găsit. Să vină. Cât mai mulți. S-am vreo 50, așa, s-am vreo 50, dar toți de același an. Inițierea începând de la primii pași pe gheață. Da. Să am așa la 2008, așa și 2007, 25 și 25, cred că ar fi cea mai mare bucurie. Dar și dacă sunt mai mari, cum a spus domnule, că e 14 ani. Deci nu poți să fugărești copil. Nu zic carne de tuns, dar să fie acolo între. N-ai cum să joci cu el în campionat. Deci n-ai cum să joci. Deci el vine, vreau să... Niciodată n-am zis, băi, pleacă acasă, n-am ce face cu tine. Nu. Ai patinuții, da. Intră-te frumos și lămurește singur.
Deci n-am fugărit unul, bă, gata, tu n-ai ce căuta. Nu, e copil. Deci dau seama. Copil e până la 18 ani, zicem, nu? Nu da. Poți să-l alungi. Dar vine frumos, hai să văd. Băiatul ăsta din câmpul lung, el a intrat pe gheață. Început s-a echipat, nu știam cine. Pune puțin, hai să facem totuși cunoștință. Salut, eu sunt... Cu cine ești? Păi, eu sunt la câmpul lung, așa. Bă, da, treci și spui, nicio problemă. Uite, ai acolo, joci cu băieții ăștia mai mari, fără nicio problemă. Deci nu poți să-i spui la cineva care vrea să... Adică cum? Vrea să fac cineva sport și eu să-l fugăresc. Niciodată în veci. Nu-i cum, păi, pentru că... Nu-i cum, ar fi... Dar tu cum ai început? Păi era febra, prin 7-7 cred că am început, chiar atunci. Ce ani aveai atunci? 6 ani. Păi n-am ce să deschisese patinoar, noi eram prin jur, eu norocul că eram chiar să te lângă patinoar, na, în Arin, în zonă. Și toți care vreau, era, hai, dar ce, era mulți, 50-60, prindeai lotul, erai mare. Acum, hai copilaș, vii și tu la ok, te rog frumos, hai. Păi da, aici discutăm de are de selecție. Și acolo avem trei linii, și... Deci eu n-am fost un, am mai spus-o de mai multe, eu n-am fost un hocheist celebru. Am jucat, am cochetat, cum se spune, nu mă laud, da, domn profesor, el a fost. El a lotul național, eu nu. Fost. Dar erau trei linii, erai cumva în linia patra, adică, deci erau copii. Nu, așa, știți erau, ce mai era o metodă era bună pe vremuri? Toate două ori școlile de care erau în jurul patinoarului, clasele 1-4, erau ajutate de inspectoratul de învățământ. Li se cumpărau patine. Ora de sport care trebuiau să o facă veneau cu învățătoarea până la patinoar și pe patinoar intrau foști jucători, jucătorii care încă jucau și aveau grijă de copii să nu se întâmple accidente și învățau patinajul. Și de acolo s-a făcut, eu știu treaba asta de la Galați, că s-a făcut și atunci s-a crescut o serie de jucători, că imediat s-au luat campionatul național de juniori, s-a ajuns echipa mare să ia locul 2-3, se bătea cu Dinamo de la egal la egal, că atunci Dinamo încă exista. Deci și asta n-ar fi o idee rea, fiind patinoarul. Să vină cineva, să vină, să spunem, învățătoare sau profesori. Ca să aibă... Viaduc la ora 1... Să aibă la școală ora. Până la... Și dumneavoastră să vă pregătiți ceilalți copii pe care sigur, aveți sau ceilalți sigur, să-i inițieze, că e mai ușor. Păi avem pe ăștia care am spus, că care sunt de 19-20 de ani. Încet, încet o să trebuiască și ei. Domnul Vasiliu a făcut și el școala de antrenori, dar o să trebuiască mai multe posturi și la școala sportivă și la club, că dacă se acoperă un patinoar, o să trebuiască mai mulți antrenori. Și eu sunt convins că într-o bună zi se va acoperi patinoarul ăsta sau se va construi altul în regulă, în complex sau... Altfel se va vorbi de hockey la Suceava, pentru că e un centru cu tradiții, Suceava, Rădăuțu... Și cu potențial copii. Sigur. Deci așa cum i-am noi blocați sănătos, în... Am un copil de 13 ani, are 97 de kg, 1,92 m, 47 la patop, 13 ani are. Când l-am dus cu el, s-au speriat toți. A terminat armata, mă întrebam. Acum îl trimit în armată. Nu, vei cum mă, toți m-au întrebat, dar... 13 ani neîmpliniți, în vară faci. Da, 13 ani neîmpliniți, da. Da. Bun, asta e într-adevăr. Nici nu mai știu cum să spun. Bănuiesc că există o anumită ciclicitate și în puseurile astea de creștere în înălțime. Dar sunt foarte mulți copii la ora actuală care sunt... Foarte. De, nu știu, da, mă gândesc, ori fi hormonii din carnea pe care o consumăm? Dar cred că... Sau cred că, da. Pur și simplu le vine rândul ca și generație să fie un pic mai mari. Sper să fie totuși a doua variantă. De asta mă gândesc și eu, băiatul meu 44 poartă la patru, fiu 42. De aici te-ai oprit. Da, și, da, ce nu, mai are de unde, da, ce mare, da, are 16 ani. Da. Deci măcar un număr s-ar trebui să mai prindă la pantof. În ultimul an nu, că la patini văd, nu am mai, am aceleași patini. Da, am pe Rareș, care de la 41 mi-a venit, așa îmi stau de zile, cât? 44. Asta vară, 44, da, trei numere a crescut. Într-o vară. Da, bun. Asta e ideea. Mai... Apropo de fizic, la NHL, când vezi unul sub 1,90 e foarte tehnic, dar mai jos de 1,90 nu-i vezi. În NHL așa e? Da, 1,90, 110, 120 de kg, sunt doi așa mai tine. Acum din el are loc de... Da, da. Ce șuturi sunt alea acolo. Puternici. Tot, dacă ați remarcat și în handball, cred și că totul, la... totul e în forță acum. Pe care eu acolo nu mai ai ce căuta. Te-a, de acord cu te-a făcut coștițele cu trebuie. Haide să o spunești pe aia dreaptă, că țin minte la un moment dat era
Pițurcă asta, că face ceva, dacă am ajuns să vorbim la emisiune de hockey de pițurcă, e dură chestia. Ții minte că făcea și la Steaua și la echipa națională, deci tot trendul mondial se ducea pe dezvoltare, pe forță, asta venea cu aia la jumătate de buletin, erau doi la număr. Nu, înainte de Torje, avea el câteva obsesii cu Pompiliu Stoica, cu știu că avea la un moment dat o jumătate de echipă, erau la de jumătate de buletin, adică erau săraci, puteau să intre doi sub un tricou, Ștefan Nanu, niște jucători de ăștia. Era obsesie lui Pițurcă, că el numai cu de-astea. Ok, înțeleg și chiar m-aș bucura să aud... Nici Messi nu-i prea înalt, că în general ăștia... Bun, astea sunt excepții. Păi aia am spus și eu, că sunt bunul 90 rar, vezi acum. Da, vorba noastră, adică totul se dezvoltă și merge pe un anumit trend, dar haideți să o spunem și pe aia serios, adică hai să jucăm și noi cu ce avem, că mi-aș dori să aud că avem meciuri cu Botoșaniu, cu Iașiu, cu Piatra Neamț, dar nu există pe harta hockey-ului localitățile greu astea. Să prind într-o localitate unde nu a fost hockey, nu există tradiție. Eu știu cât m-am chinuit la Ploiești. Că și când a început să prind un pic hockey, s-a desființat, că a venit Revoluția, a luat cineva, patinoar acolo unde erau compresoare și a făcut fabrică dar din butelea sucuri. Și... Dar nu e imposibil. Dacă am înțeles că vor să facă, Botoșaniu vor să facă patinoar, mi se pare, ca copii, sau un centru ceva, nu știu, ceva de genul ăsta am auzit, nu e imposibil. Nu m-ar mira, multe lucruri s-au petrecut în Botoșani pozitiv. Foarte multe, da, într-adevăr. Da? Trebuie să fac și un parc acum ceva de genul în centru Iașiului și-au trântit mall, adică nu e nicio problemă. Dar la un moment dat Iașiul a avut patinoar din asta pentru hockey. Țin minte că un domn Popovici a ajuns acolo la Iași. El a fost vicepreședintele clubului Dunărea și vrea să ne atragă să mergem la Iași să facem hockey. Avea canotaj, atunci nu ce mai avea eu la clubul sportiv din Iași de acolo. Dar până la urmă a picat treaba. Dar au avut patinoar la fel ca ăsta de aici, deci tot s-a făcut la Reșița, la Timișoara, s-au stins, Constanța. Dacă ar face, știți unde? La Dorna, unde a fost, la Vatra Dornei, la Câmpul Lung, iar la Dorna, la Câmpul Lung. La Rădăuț, atenție, la Rădăuț deci, condiții, că au săraci acolo. Dorna, și Câmpul Lung, ca să nu mai zic și zona humorului, că e salba asta, păi aici dacă se face automat, oricine pleacă la pentru sporturile de iarnă, da? Pentru un schi, pentru ce-o fi, dacă au patinoar acoperit, să avem pardon, dar se duc și vara, se duc și oricând. Îmi pun și patinele mașină și care e problema? Și s-ar crea acea emulație, acea constanță în ceea ce privește. Nu de puține ori am scos în evidență că zona noastră, zona Sucevei, are tradiție și are un avantaj mare comparativ cu alte județe la nivel național. Pare să că ai noștri totuși sunt mai sănătoși decât ai lor și mai aplicați către sport. Domnul Curelaru, Denis Sfetcu și Diaconu, da? Nu-s din zona montană, sunt de aici, din Suceava. Spuneți-mi mie că nu au calități, ce obțină pe fata asta, normal. Dacă are norocul să nu se desfințeze echipa națională a României, da? Eu o văd în lot. La ce ambiție are. Și la felul care... De antrenamente, cum se, sigur. Dar și cum se mișcă, bă, că una este ții. Da, da te ții, da, ești da. Acolo la număr. Linia a treia, nu? A patra. Da, să avem pardon, dar cum spuneați, la 14 ani poate să joace la 12, da? Eu vă garantez că la 14 ani, dacă joacă la 12... Păi așa a fost fetița aia, nu știu dacă ați prins-o de la Ploiești. Acum joacă în lotul național. Are vreo 17 ani și joacă la lotul național de seniori. Da. Tot așa a fost folosită la băieți, nu știu ce, i-a plăcut fetei și... Acum e în lotul național de seniori. Bun. Că ne apropiem și de finalul emisiunii, memorialul Ștefan Tomovici. Vreau să organizăm, dacă ne permite și timpul, deci 1 martie, 31, 30 și 29 ianuarie. 1 martie mi se pare că e duminică. Am și vorbit, acum vreau să ne întâlnim cu echipele să... Ianuarie spre februarie. Da. Martie. Și
să le comunic. Fiecare echipă avem turneul nostru, trebuie să ne-l organizăm. Eu sunt în cel mai mare dezavantaj și cu ăștia de la Chișinău. Noi nu avem arbitri. Dacă organiza acasă, trebuie să chem arbitrii de la București sau din altă parte, să le asigur cazare, masă, ne cheltuie aproape. Dar e bine să mai vadă lumea că problema va fi cu echipatul, nu avem vestiare. O să-i rog colegii mei să se dezghipeze de la hotel. Acum s-a pus centrală în patinoar, deci cât de cât condiții de mai călduroase. Deja da, se simte altceva. Că e un aer mai cald. Dar cum adică nu aveți vestiare? Un vestiar era. Unde stăm noi? Și ăla tu... Se poate folosi și ăla, dar e deschis. Na, lumea n-are... Deci copiii n-au încredere să-l lasă. E garderoba, n-au încredere să-l lasă. E deschis. Deci unde a fost, unde a fost boxul? Boxul, da. Acum e garderobă. Acum e garderobă pentru ceea ce se întâmplă acum la patinoar, da? Pentru public. Da, foarte în regulă, foarte ok. Dar în momentul în care se organizează competiție, nu se poate închide? Nu se poate închide, dar poate să stea cineva. Poate să stea cineva. Da, e cam tot aia. Nu cred că e o problemă. Da, dar mai oricât, oricum este un avantaj. Da, față de rândul trecut. Centrală, e aerul cald, e altceva. Deci nu mai e cum... Cum se schimba un coridor înainte, nu? S-a pus apă, avem apă caldă, se poate pune la rolbă, să se facă gheața cu apă caldă, iese o gheață mai bună. Rolba mai face figuri. Federația ne-a promis acum în reparații că se ne dea o mașină de curățat gheața de la București. Și că lor, dacă ei fac patinoar, o să cumpere alta nouă și aia vrea să ne o dea nouă în dotare, ei s-o avem noi. Numai să nu țină cont de aia, adică în momentul în care nu duce, hai mai ajutați-ne să ne punem, să ne cumpărăm roba. Am dat. Păi hei, că atunci și noi mai departe, nu-i problemă. Nu, dar și asta care o avem noi aici e printre primele rolbe care au venit în țară. Asta o țin eu minte, a fost pe la Brașov, pe la Miercurea Ciuc. Da. Fabricați 71. Și... Ei, ca orice mașină, se uzează normal și noi ne uzăm, mașinile se uzează, nu avem ce să facem. Așa că vă invităm și pe dumneavoastră la... Eu oricum ajung anul ăsta. La memorial sau la public sau seara la antrenament. Oricum ajung. Da. Oricum ajung pentru că e ceva frumos, face parte din tradiția Sucevei și vă povesteam înainte de emisiune. Una din imaginile pe care le am așa ca și imagini... memorate ale unui copil vis-a-vis de sport și n-am să încep cu hockey, am să spun prima oară, am văzut un meci de handbal în urmă cu mulți, mulți ani. Vedeam doar jumătate din teren, deci am văzut echipa noastră, după echipa aialaltă, deci era o sală, așa stăteam, da? Împinși unii între alții. Am zis, numai jumătate vedeam. Mai întrebam pe ăla, ce am făcut acolo? Ce? Era și din reacția sării. Da? Deci era echipa aia memorabilă pe care o aveam. Pe urmă, o altă imagine o am când intram pe meciurile de pe areni, doi copii pe un bilet și ne cuplam noi repede și cumpăram biletul chiar din timp ca să nu avem emoții că pierdem meciul. Da? O altă memorie tot de pe areni, adică imagine așa întipărită, România-Japonia. Japonia. Cât s-a terminat? Vreo 4-0 parcă, da? Da, ții minte ploaia de dinainte? Da, mai ții minte. Ploaia, deci s-a strâns lumea pe stadion cu nu știu câte ceasuri înainte, a tras ploianul ăla, eu avantaj că stăteam aproape. Am fugit acasă, mi-am schimbat hainele și am venit și am văzut meciul, da? Nu jucam. Dar erau alții încă boc atunci. Dar era plin atunci, erau nu mai știu, noi eram cu Bologna atunci când dăduse gol Italiei. Bologna și Balac, astea erau. Nu, Boc nu mai juca. Bologna și așa nu mai juca. Dar și eu l-am rezolvat aici. Dar în 85. Cam 85, cam 85-86, așa e. Cam 85 a fost meciul ăsta. Da? Și o altă imagine pe care o am vis-a-vis de hockey, ieșeam de la școală, pentru că eram generală 4, atât de... era blocată, erau foarte mulți copii din zonă, era perioada de crețeilor, da? Onor, facem parte, nu? Și erau atât de că au construit după aia generală 12 care s-a făcut liceu cu program sportiv tocmai pentru a compensa și clasa noastră au mutat-o, noi făceam deci eu în clasa a 4 am făcut ore la liceu pedagogic, da?
Și când ieșeam de acolo, de la liceu pedagogic, țin minte că mă opream cu clasa, nu toți, dar parte. Stăteam și ne mai uitam și la hockey, pe acolo, prin gaura gardului, cum se vedea. Mai rugam pe oameni, mai dă-te un pic la o parte, că era plin. Da, tribuna era plină. Tribuna era plină și mai erau pe acolo. Și rugam pe ăștia să mai dădea la o parte. Păi, dar la un moment dat n-a intrat și Rădăuțu în prima grupă valorică, n-a venit Steaua, Dinamo aici s-a jucat la Suceava. Dar nu mai țin minte toate. Veneau autobuzii de la Rădăuțu. Da, erau 89. Nu 89, 79. 79. Erau meciuri frumoase. Nu, și lumea înțelegea sportul, știa despre ce era plină tribuna și pe lângă mantinelă. Cred că în 79 alergam după crosele rupte atunci. Când o crosă aruncau, arbitru o aruncau. Se rupeau atunci crosele. Acum sunt crose bune, de calitate. Sunt mai scumpe, bineînțeles. Om, acasă cu iuții frumos. De 5 milioane, 6 milioane o crosă, dar un copil nu poate să o rupă în 2 ani de zile. Îl ține. Tocește ea acolo, dar nu. E fibră, carbon, nu... Bun, adevărul e că ce echipamente sunt la ora actuală, clar, și ce mai inventează ăștia, ce au prin state sau pe unde hockey-ul la nivel de religie. Păi numai ei îl inventează, canadienii, nord-americani, în partea acolo. Eu mă gândesc țările nordice, că și un cuvânt. Da, Suedia, Finlanda, sigur că da. Da? Păi ce echipamente? Noi porneam cu perinița. Cu toate, uitați-vă că și cehii, de când s-au destrămat, totuși le creează probleme încă la ăștia. Școala cehă și slovacă, hockey, o școală foarte bună. N-ați văzut mondiale și... Am mai văzut lucrurile astea, dar de tăzul noastră... Ei o se dispară încet, ce sunt 5 milioane sau cât sunt, dar au o școală foarte bună. Păi așa ne lăudam noi cu școala pe gimnastică și vedem că încet, încet cam pierdem, pentru că nimic nu poate să meargă la infinit din inerție. Nu mai stau fetițele în cantonamentele alea, deci unde făceau nimic... școala, antrenament și atât. Da, da, vedeți dumneavoastră că mai sunt și alte chestii motivaționale care te pot apropia de sport. Odată pentru area de selecție, trebuie acel ceva care să atragă copilul, da? Aici lucru pe care reușiți să-l faceți este să-i oferiți antrenamentele, adică gheață, moca, cum s-ar spune, da? Echipament. Nu spuneți mie că a dispărut tradiția ceaiului? Nu. Da? Deci ceai ca la hockey nicăieri nu e. N-am băut un ceai mai bun, da? E o rețetă patentată cu greu, luați lămâi la kilogram. Nu vindem secret. Luați lămâi la kilogram, nu știu cum reușiți le porționați. Orice ăla pentru copii, eu am văzut, e aproape bătaie pe el. Adică... Poate primim oferte, facem când sunt de emisiuni culinare. Doamne, cum faceți ceaiul ăla la patimar? T-chef, nu sau cum? Păi, asta sunt, plus ieșirile astea, plus, apropo, anul trecut, scandalul ăla, copilul, până la urmă, cum s-a mai liniștit? Nu știu, am fost chemat la poliție, s-au făcut reclamații, a fost o joacă de copii acolo, ceartă între ei, nu poți să stai tot timpul între ei, că aia s-a întâmplat într-o cameră, eu aveam acolo 5 camere, unde poți să fii peste tot. Tot timpul. Da, și totuși băiatul ăla era un copil mai dificil, mi-a mai plăcut de acel copil, de aia a fost și prima lui deplasare, l-am promovat un pic mai să luăm cu, i-am explicat, fii mai cu minte, era un copil mai vioi, mai... Nu vroia să asculte, a spus, mă, nu te băga cu aia, nu te lua cu ei. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Acum să vedem ce va spune justiția. Am înțeles. Da, aia a fost așa, ca un moment neplăcut, ca să spunem. Da, știți ce? Eu nu vreau să dau curs sau să încurajez vreodată alt tip de comportament. Și știm foarte bine că în urmă cu un an sau doi, un copil, un român, singurul copil român din lotul... Da, care era în cantonamentul la Miercuri. Da, a fost bătut și... Adică sunt lucruri reprobabile care se mai petrec în vestiarele echipelor. Dar, la fel de bine, știm că fac parte într-o tradiție a sporturilor de echipă, acele botezuri, da? Cei care am participat, știm, da, sunt exact arăcănismele alea din armată care se mai făceau. Acum, după ani de zile, vă spun sincer, le privesc așa cu... Doamne, a fost, da? Și ce?
Mamă, ții minte cum era înainte? Domne, a condus ăla, ai permis, da, ea a condus valiza pe... Mai e cineva care e traumatizat de chestia? Bedu și cu Busuioc dimineața la emisiunea pe ProTV. Ei că au făcut atletici, bă, dar nouă ne-a dat cu ghetele cu cuie. Să-i botez. Ce să spun acum, că n-am auzit de botez sau ceva. Acum vrei să te mint, Marius, să spun, bă, nu știam că-ți dau botez. Cum să nu știu? Da, se dădeau. Sunt copii care... Vreau și eu să le iau astăzi. Pe cuvântul meu de onoare. Da, nu, da, acolo să le iau. La un telefon. Să dădeam exemplu Denis. Dar nu erau, nu erau atâtea telefoane. Da, nu erau atâtea telefoane. Eu copiii care am acum. Da. Deci Denis Vetcu, vreau și eu să iau. Hai. Dar cu șnir când a zis unde al meu să facă și al meu repede. Că mi-au grijă. Da, bun, repet, nu vreau să încurajez așa ceva, dar... Cred că pentru cei care am cochetat măcar un pic cu sportul, știi că nu e acolo un pic au exagerat, nu, era un botez, ei cumva s-au certat între ei. Domnul profesor, nevăzând filmările, au crezut că și-au dat botezul. Ei atunci, ăla n-a fost botez, ei s-au luat între ei. La telefon, că mi-a spus Nicu mi-a povestit, a vrut să ia telefonul. A vrut să ia telefonul. El a zătea în pat, Nicu, și mai mic decât el cu un an. Se juca și băiat de-a minunat și n-a vrut să-l dea și a sărit la bătaie și ăsta i-a dat. Deci ei s-au, pur și simplu, s-au bătut, n-au fost. Noi am crezut în primă fază că-i botez. Ce s-a spus, cred că s-au luat de la un botez ceva de genul ăsta, dar nu, după aia când am vorbit cu mai mulți copii și bă, ce s-a întâmplat de fapt în camera aia? Că vorba domnului profesor, n-ai cum să ai grijă. Bun, întrebarea. De 6 camere într-o, nu poți să te clonezi. Până la urmă, chiar... asta rămâne totuși obligație, trebuie să ai grijă de 6 camere. Corect, trebuie să ai grijă. Ideea e următoarea. Din grupul ăla de copii au renunțat toți la hockey, oripilați, că... Nici nu, numai el. Numai un singur copil. El singur s-a retras. Mama l-a retras. Da. Deci niciunul, nu, n-am avut probleme. Am înțeles. Deci nu e. Și nu chiar băiatul care a filmat cumva după aia, toți colegii au spus, băi, de ce ai filmat, vezi? Dai din casă. Dai din casă, corect. Și acum vine, fără nicio problemă. Chiar nu. A fost un pic supărat și a dat seama ce a făcut, nu trebuia să filmeze. Bun, nu le-am interzis telefoanele? Uite, sincer, n-aș vrea să închei cu subiectul ăsta emisiunea și chiar nu vreau să-l închei. Am să închei cu invitația către mișcare, către selecție, să vină copiii la patinoare, așteptăm cu drag fete și băieți și ne găsesc la patinoar, să vină acum cât avem patinoarul, că acum putem profita de el. Păi, temperaturile arată bine. Nu, când a fost atunci cu 18 grade, cu peste 10 grade în Suceava, cum a fost bună, a funcționat? S-a patinat la prânz. S-a muiat un pic. Dar noi seara... Deci la prânz sunt unele probleme. Lângă Mantinel, în partea unde bate soarele, spre liceul economic. Acum, am înțeles. Deci zona aia unde prinde de dimineață... După cum asfințește soarele, cum se întărește și nu e... Da, adevărul e că trebuie să o recunoaștem, instalația care o avem la ora actuală aici pe Suceava e o instalație performantă care nu mai generează problemele din urmă cu ani de zile. Da, asta nu. Și pe un patinoar acoperit, să știți că instalația nu mai consumă atât de mult cât consumă acum. Eu din ce am înțeles acum descoperită, e rezonabil ca și costuri pentru administrația locală, astfel încât... trebuie să completeze cu mult bugetul din ce acoperă cu cheltuielile de închiriat la... Lumina, dacă ar rezolva, nu vreau să le dau... Trebuie schimbate becurile... Dar sunt becuri 1900 toamna. De 500 de bani? Pe alea becuri. Dacă se pun becuri de-astea noi, LED-uri sau așa... Așa e o investiție, nu ai, că nu e chiar așa mare. Investiția să schimbi luminatul ăla, că ăla consumă. Îl amortizez în 2 ani, cred că toată... Sau nici nu cred că în 2 ani. Eu cred că mai repede. Mai repede. Eu cred că mai repede. Nu știu câte sunt, nu le-am numărat niciodată, dar 500 de vați bucata. Am înțeles. Și mai mult decât atât, nici nu mai sunt. Sunt obosite, adică au totuși niște ani și plus că poziționate cum sunt, cred că ești destul de greu de interveni la asta ele. Cam asta e și ideea, cam tot schimbă, dar asta nu e ceva ce e nou acum. Cam și luminatul public încep să-l schimbi, să-l bagă. S-au inventat acum LED-uri, diferite chestii. Exact. Da, domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes în activitatea pe care aveți și de asemenea vă doresc să aveți parte de bucurii, pentru că bucurie aveți dacă vin copii, ceea ce înseamnă că vă doresc să vă vină cât mai mulți copii acolo la joacă, la gheață și la hockey.
Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a primei emisiuni Bucovina Sport Action din 2015. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.